4 martie 1977, orele 21 și 22 de minute, un cutremur puternic cu o magnitudine de 7,2 grade pe scara Richter a lovit țara noastră. 55 de secunde de groază. În capitală au căzut 32 de blocuri, iar alte 130 au fost grav avariate. Totul s-a transformat în aproape un minut în mormane de ruine. Nicolae Ceaușescu se afla în acel moment în Nigeria, fiind invitat la dineul oficial dat de președintele african. Bilanțul oficial a fost catastrofal. 35.000 de locuințe prăbușite, 1.570 de morți, 11.300 de răniți și pagube materiale de 2 miliarde de dolari. În Argeș, în apropierea Piteștiului, se află o zonă seismică, Făgăraș Câmpul Lung Mușcel, care poate produce cutremure devastatoare. În Pitești, administrația locală asigură că toate clădirile construite după 1977 sunt sigure din punct de vedere seismic. Există însă și clădiri încadrate în grad de risc seismic. Conform prefecturii Argeș, 99 de clădiri din județ prezintă risc seismic ridicat. Toți proprietarii de clădiri trebuie să încheie poliței obligatorii pentru cutremuri, inundații și alunecări de teren. O problemă legată de asigurări este aceea că sumele plătibile pentru despăgubire sunt mici, până la 20.000 de euro în caz de daună totală. În cazul asigurării facultative, costurile sunt mult mai ridicate.